Urăm bun venit la Orben. Bine v-am găsit. Sperăm ca acest proiect care colaborăm să prindă viață și să putem dezvolta. Bine ați făcută din spicul de grădina Orben. Da, cu siguranță. Să fiți sănătoși și copiii să ceați bun și să găseam. Să dea Dumnezeu. Voință, lăsăm și putință. Poftiți? Nu mai, bună, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, ceea ce a reprezintat întâlnirea de astăzi. Vă mulțumesc tuturor că ați avut plăcerea de a accepta invitația de a marca împreună Ziua Educației. La mulți ani tuturor învățătorilor, profesorilor, elevilor și de a participa la lansarea și inaugurarea Centrului de Tineret din Comuna Orben și a unui punct de informare european în cadrul Primăriei Comunei Orben, parte din proiectul Europe Direct Bacău 2021-2025, proiect finanțat de Comisia Europeană prin reprezentanța Comisiei Europene în România, în parteneriat cu Universitatea Vasile Alexandri din Bacău, reprezentantă aici de doamna conferențiară universitar dr. Nadia Nicoleta Mornașu, căruia îi mulțumim și vă rog să o aplaudăm pentru... Alături de noi, pe lângă cadre didactice, elevi, colegi, consilieri locali, am deosebită plăcere să anunț prezența domnului director al Școlii Gimnaziale numărul 1 Orben, domnul profesor prisecariul Gheorghe Silviu, a doamnei profesor Maria Șalaru, coordonator al grupului Spic de Grâu Orben, părintele Nădejde Daniel George și colaboratorii noștri de la Exclusiv TV, administrator domnul Eugen Ungureanu. Responsabilul de activități în colaborare cu proiectul nostru, cu Europe Direct Bacău, este colega noastră, doamna Maria Fain. Universitatea Vasile Alexandri din Bacău, în calitate de structură gazda a Europe Direct Bacău și Primăria Comunei Orben, convin să încheie un protocol ce are ca și scop înființarea Centrului de Tineret Orben și a unui punct de informare europeană în cadrul Primăriei Comunei Orben, prin care se vor comunica și disemina inițiativele, programele și acțiunile instituțiilor europene la nivel local și politicile partenerilor centrului la nivel european. Se va crea un mediu stimulativ în care tinerii din comună îți pot dezvolta competențele și talentele prin metode de educație non-formală și informală, de care nu au posibilitatea să beneficieze în școală. Se va promova spiritul civic prin implicarea activă a comunității și spiritul de echipă prin proiectarea de activități colaborative. În centrul activității Centrului de Tineret Orben se va afla necesitatea de a răspunde schimbărilor demografice, economice și tehnologice care transformă modul de viață al tinerilor. De asemenea, vom pune accentul pe cunoașterea drepturilor și obligațiilor cetățenești, avantajelor și beneficiilor și oportunităților de care cetățenii unei țări europene au nevoie. Ne dorim ca prin acest eveniment să creăm un spațiu al dialogului constructiv între autoritățile publice, instituțiile de învățământ de pe raza Comunei Orbeni și antreprenorii locali, spațiu ce dorim a fi de acum încolo un hub de cultură și informare a locuitorilor Comunei Orbene. Activitățile ce vor putea fi realizate în comună vor viza inițierea unor cluburi de ateliere de lucru, de lectură, muzică populară, continuarea tradițiilor și obiceiilor locale, și aici avem deja grupul folcloristic de grup coordonat de doamna profesor Maria Șalaru, dans și altele în funcție de ceea ce își doresc tinerii. Realizarea unor dialoguri între generații prin împărtășirea unor cunoștințe legate de meșteșuguri locale sau de experiența profesională. Organizarea de activități recreative, educative, concursuri sportive, artistice, serii de socializare, film, jocuri, tabere de vară. Cultivarea spiritului antreprenorial prin ateliere sau strategii de practică facilitate de antreprenorii locali. Participarea la campanii de ecologizare și împădurire, realizarea de schimburi de tineri voluntari între centre de același profil din județ sau din țară.
Ziua Mondială a Educației este sărbătorită în fiecare an la 5 octombrie, începând cu anul 1994. A fost desemnată de UNESCO și marchează semnarea în 1966 a recomandării UNESCO, OIM, Organizația Internațională a Muncii, privind statutul profesorilor. Această recomandare, alături de cea privind învățământul superior din 1997, constituie principalul cadru de referință pentru abordarea drepturilor și responsabilităților cadrelor didactice la scară globală. În România, Ziua Educației este marcată distinct de Ziua Învățătorului, 5 iunie, începând cu anul 2013 și a fost introdusă în structura anului școlar. Să dea Dumnezeu ca ceea ce ne-a propus să facem să fie de bun augur atât pentru noi, cât pentru dumneavoastră cadre didactice și tinerii din comună. În continuare, dacă sunteți de acord, o să lăsăm grupul Spic de Grâu să ne cânte o melodie frumoasă, după care o să rugăm pe doamna conferențiar doctor doamna Nadia să ne spună câteva cuvinte despre ceea ce urmează să se întâmple în baza protocolului de colaborare care îl avem cu dumnealor, cu Universitatea Vasile Alexandrei. Și domnul director, dacă poate să ne spună câteva vorbe despre rolul școlii în ceea ce ne dorim noi să facem aici. Și sper să ne ajute Dumnezeu să iasă cu bine și să ne fie de folos tuturor. Să lăsăm grupul Spic de Grâu să ne cânte. Un pic la masca, având în vedere că suntem la o distanță suficientă cât să nu vă simțiți în vreun
niciun pericol. Nu cred că am nevoie neapărat de... Da, am înțeles. Captează microfonul. Da, da. Așa s-a scris de microfon pe masă. Este microfonul. Da? S-aude în sală, doar acum. Eu zic că se aude. Da? Da. Stimate domnule primar, stimați colegi, îndrăznesc să cred că mă considerați în primul rând colega noastră, având în vedere că avem împreună o misiune asumată de mai mult sau mai puțini ani, și anume aceea de a educa. Și dragi elevi, cred că în asemenea cadru formal, întotdeauna se așteaptă din partea celor care ajung în fața unui microfon să spună lucruri mari. La noi în România ne-am obișnuit să se facă și promisiuni, să existe la final o serie de aplauze și să plecăm fiecare mulțumiți că am asistat la un moment care este mai mult sau mai puțin memorabil. Eu vreau să vă spun că nu pentru asta sunt aici, dar sunt în calitate oficială și mi-asum acest rol. În primul rând, într-adevăr, în calitate de reprezentantă a Europe Direct Bacău din 2017, de când am preluat coordonarea centrului și până astăzi, suntem deja la practic al treilea proiect pe care Universitatea Vasile Alexandri din Bacău l-a obținut în urma unei competiții desfășurate la nivelul întregii Uniuni Europene. Și faptul că, deși numărul de centre Europe Direct de la nivelul Uniunii Europene a mers în scădere, ne bucură că Bacăul, județul Bacău, este în continuare reprezentat datorită faptului că Universitatea a vrut să-și asume în continuare acest rol, să spunem, de a aduce, pe de o parte, cum ne place nouă să spunem, Uniunea Europeană mai aproape de, da, cetățenii noștri, dar pe de altă parte, fără fals naționalism, ceea ce ne propunem noi de cele mai multe ori prin activitățile noastre este să căutăm acele mijloace prin care noi putem să ne exprimăm identitatea națională și să ne o promovăm cât se poate de bine până la, da, nivel european și dincolo. Pentru că e bine să se știe că noi avem atât de multe lucruri bune care se întâmplă în comunitățile noastre și nu întotdeauna sunt cunoscute și în afară, peste granițe, și asta datorită faptului că în mod conjunctural cei care ne reprezintă sau se reprezintă în primul rând pe sine, dar ne reprezintă dincolo de granițe, nu o fac întotdeauna cu cele mai bune intenții și uită că, într-un fel, ei sunt și niște mesageri ai noștri, că în momentul în care spun că vin din comuna Orbeni, din județul Bacău, de undeva din România, nu știu cine ascultă până la cele mai mici detalii, dar aud partea cu România și prin ceea ce fac, fac cinste comunității din care pleacă, asta este un lucru bun. Și bineînțeles că nu mai e nevoie ca cei care ajung pe urmele unei astfel de persoane să dreagă, să spunem cum vorbim noi în termeni populari, busuiocul și să încerce să spele imaginea care uneori, din păcate, este șifonată. Ei, e una, trebuie să vă spun că mă simt în mod deosebit legată de aceste locuri, deși nu sunt născut aici. Aș putea spune că, de fapt, am petrecut mai mult timp din viața mea la Scurta decât în propriul sat natal, dar ceea ce vreau ca tinerii care sunt prezenți astăzi aici să rețină este că am avut întotdeauna încredere că se poate porni încredere și cu perseverență am și arătat lucrul ăsta, că se poate porni undeva, de undeva de la sat și să fii mândru că te-ai născut la sat și în vreo 20 ceva de ani de muncă susținută și carieră, la un moment dat să ajungi chiar și conducător de doctorat, nu că asta ar însemna ceva cu adevărat meritoriu, dar cel puțin pe traiectoria pe care am mers eu, s-a putut. Și asta înseamnă că dacă în fața mea aici, pe lângă tinerii ăștia frumoși, avem și acești colegi care chiar fac mult, deja fac mult pentru comunitatea de la Orbeni, înseamnă că ei trebuie să ne fie parteneri. Și n-am venit, așa cum am spus încă de la început, să facem promisiuni,
și să spunem că ceea ce ați văzut la un moment dat și domnul primar deja a menționat, acele activități potențiale, activități pe care am putea noi să le facem împreună, ne le asumăm noi în totalitate pentru că suntem o mână de oameni și aici am lângă mine și vreau să-i mulțumesc că a acceptat o dată în plus să fie alături de noi pe doamna profesoară Ana Maria Bostan, care este una dintre primele voluntare pe care Centrul Europe Direct Bacău le-a avut încă de la înființare, adică din 2008, deci sunt peste 13 ani de când colaborăm și anul acesta, pentru că era pentru a doua oară studentă la master, a devenit și bursier la Europe Direct Bacău și am reușit să desfășurăm activități împreună și am zis că vreau să ne folosim de experiența ei, mai ales pe partea de manageriat proiecte atât în cadrul școlii cât și în afara ei, astfel încât nu să venim cu, știți, genul acela de uite așa se face și noi suntem mai grozavi și ne pricepem și, da, nu, împotrivă, când vorbim de exemple de bune practici, la dumneavoastră aici deja există și ăsta este motivul pentru care unul din cele trei centre pe care noi ne-am propus să le înființăm și să colaborăm în cadrul lor în 2021 este aici la Orbeni, este că aici la dumneavoastră se fac lucruri și se fac de ani și ani de zile și se văd. Se văd pentru comunitate, se văd nu numai pentru cineva care ajunge aici în Orbeni, reușiți să dați un exemplu foarte bun pentru ceilalți și atunci n-ar fi păcat să știe și mai multă lume cât direct de la dumneavoastră, cât prin intermediul nostru, cât se poate, dacă se vrea, se poate. Și am văzut o plăcuță acolo la ieșire, pe care scrie așa că cu o sumă destul de mică v-ați propus un scop frumos și mare și anume să aveți și un muzeu al satului Orbeni. Dacă tot aveți o biserică monument și dacă tot aveți niște domni părinți care am înțeles că se implică activ și în relația cu școala și copiii prin școli de vară și alte activități comunitare pe care le desfășoară, atunci înseamnă că treaba asta cu banii europeni, de care unii la un moment dat au spus că avem nevoie de ei, dar nu neapărat și de Europa și de toate regulile impuse din Europa, vin totuși cu niște costuri și niște obligații. Și anume aceea de a ne purta ca niște cetățeni, în primul rând, na, care își asumă că au totuși și obligații. Și printre obligațiile astea intră acelea de a fi niște oameni buni. Oameni buni cu ceilalți, oameni buni în ceea ce fac, iar noi vrem să vă ajutăm prin ceea ce putem noi să facem cu o echipă destul de restrânsă, că acolo unde e loc de muncă, sunt de obicei puțini cei care și trag. Acolo unde e loc de foloase, evident că se adună mai multe persoane. Noi îndrăznim să credem că putem, cu echipa noastră mică și cu colaborarea dumneavoastră, să facem așa încât foloasele astea să fie pentru cât mai mulți din tinerii noastre. I-am spus și domnului primar că motivul pentru care am apelat și am găsit toată deschiderea și toată bunăvoința din partea echipei de la primărie la dumneavoastră să avem un astfel de centru de tineret, este că am văzut că încă mai aveți tineri. Și încă mai aveți tineri care în weekenduri, de exemplu, stau undeva pe marginea drumului și își caută ceva de făcut și trebuie să recunoaștem că suntem aici între totuși atât de mulți profesori că la școală acești tineri petrec relativ puțin timp din economia unei săptămâni, iar dacă ne mai raportăm și la perioada de vacanță, când doar dacă cineva mai ia o inițiativă să mai facă ceva, se întâmplă și pentru ei altceva decât rutina zilnică, înseamnă că e loc de unit eforturile și de făcut ceva împreună. Făcut ceva împreună, nu cu unii veniți da, și umflându-se în pene că, așa cum am mai spus, ei le știu pe toate, ci punând așa umăr de la umăr și încercând ca din ceea ce noi am adunat în acest protocol ca propunere de activități,
Să vedem ce se poate materializa, pentru că e adevărat că poate vrem să avem, nu știu, tot felul de cluburi și de ateliere și de... Dar trebuie să mai fie și cineva care să se priceapă, să le țină, să le... și să ofere ceea ce copiii ăștia chiar au nevoie. Am participat la începutul lunii septembrie la summitul tinerilor din mediul rural. Este o inițiativă pornită de la o asociație din județul Bacău și fiecare dintre propunerile pe care și domnul primar le-a menționat ca activități care s-ar putea desfășura, vin de la tineri cum sunt cei din sală. Erau un pic mai măricei, cei mai mulți dintre ei de liceu. Și i-am rugat, în cadrul unui atelier pe care l-am organizat, la finalul lui să scrie acolo pe, da, așa, o foaie de hârtie ce consideră ei că dacă ar avea în satul lor, și niciunii n-aveau, dacă ar avea în satul lor un centru de tineret, ce s-ar putea face într-un astfel de centru de tineret. Și, bineînțeles, că le-am adunat, le-am exprimat într-o, da, manieră mai formală și cu astfel de propunere am venit în fața dumneavoastră. Ceea ce știm noi și ceea ce am făcut, e foarte adevărat că de cele mai multe ori, mai ales cu tinerii din oraș, pentru că din partea lor au venit solicitările. Am încercat și noi să ne popularizăm activitățile, dar ne lovim, așa cum v-am spus, și de faptul că, având o echipă mai restrânsă, nu putem să ne clonăm și să ne împărțim în toate locurile unde am vrea noi să mergem. Și atunci, să știți că orice lucru care vine spre noi, deci eu cred în chestia asta că beneficiile trebuie să fie contrabalansate și de niște costuri și de asumarea unor, nu obligații, dar unor responsabilități. Și faptul că v-am lăsat acolo și noastre rândurile în mână, le-ați acceptat, puteați să vă și așezați pe ele un carnet, un pix, să știți că în spatele lor stau o intenție și anume aceea de a vă ruga ca până la sfârșitul întâlnirii de astăzi, noastră, pe prima foaie de acolo din carnet pe care o să o rupeți după ce scrieți trei sau câte rânduri doriți, aș vrea să spuneți măcar un lucru, elev fiind sau profesor fiind, care credeți că e fezabil și poate fi făcut printr-un astfel de centru de tineret. Nu uitați că, cel puțin cât există proiectul Europe Direct, până în 2025, noi ne propunem să fim alături de noastră. După aia, dacă va continua activitatea centrului, bine de bine, dacă nu pe persoană fizică, promit că oricum mă voi implica, pentru că, așa cum am spus, am prea multe legături și prea multe atașamente de locul ăsta, încât să nu vreau să dau ceva unei comunități care, chiar fără să mă cunoască, eu am simțit că m-a adoptat. Locul în sine, până la oameni, trebuie să fac ceva ca să merit asta. Și sper că voi reuși, dar venind și noastră în întâmpinarea mea. O singură rugăminte ar fi, deși cred că va fi destul de clar din formulare, dacă ați putea acolo în josul paginii să scrieți doar că sunteți elev sau profesor, ca noi să le separăm, să vedem ce credeți noastră că au nevoie copiii noastre aici și ce cred ei că, da, li s-ar potrivi și ar avea ei nevoie, ca să știm cum ne organizăm, cum, da, ne dăm așa mână de la mână, ca măcar o parte din lucrurile pe care, da, le-am trecut acolo să reușim să le facem în anii care vin. Eu vă mulțumesc mult că ați acceptat în primul rând invitația domnului primar, dumnealui încă o dată pentru toată deschiderea și unul dintre versurile din melodia cântată de tineri a fost om cu om sfințește locul sau ceva de genul ăsta. Ei, eu chiar cred în asta, spic că împreună... Spic. Locul, om cu om sfințește locul. Ok. Da, chiar cred în asta, că nu sunt doar vorbe. Dincolo de ele o să stea și fapte. Și ține de noi să facem asta. Vă mulțumesc mult! Da, bună ziua, vă mulțumesc frumos că ați venit în număr destul de mare. Știm că este ziua educației și este zi liberă prin lege, dar ne bucurăm în același timp că o celebrăm împreună și prin cultură.
Aș vrea să spun că această inițiativă este foarte binevenită în rândul copiilor și chiar și al tinerilor din această comună, din comuna Orbeni, și sper din toată inima că acest proiect să se materializeze, în primul rând, că ar fi păcat. Dacă tot există această inițiativă frumoasă din partea Universității Vasile Alexandrie din Bacău, sper să existe și inițiativa tinerilor de a demara cu adevărat acest proiect, pentru că noi, școala, o să le fim alături, dar trebuie să aibă și inițiativa de a crea cât mai multe activități frumoase. Școala este alături de biserică, instituția care coalizează întreaga comunitate în jurul ideii de învățare pe tot parcursul vieții și oferă acesteia un spațiu pentru activități de învățare în sens larg. Mediul școlii evoluează de la zilele porților deschise la a fi în permanență un spațiu deschis, un spațiu plin de viață în care membrii comunității se organizează pentru a învăța împreună unii de la alții. Școala promovează practici bazate pe comunitate, metode de predare care implică actorii locali, de la agenții economici și organizații non-guvernamentale la instituții ale statului, și oferă modele și experiență care creează legături relevante între copil sau tânăr și comunitate. Beneficiarul direct al educației oferite prin serviciul public de învățământ este copilul, tânărul, cu cele trei dimensiuni de dezvoltare: corp, minte și suflet. Orice activitate organizată în instituțiile de învățământ și conexe este justificată în măsura în care îmbunătățește, în mod demonstrat sau evident, calitatea serviciilor dedicate lui. Succesul școlii este măsurat după modul în care fiecare copil ajuns la vârsta maturității se regăsește în cea mai bună variantă a sa la momentul respectiv și are implicit răspuns la întrebarea ce fel de om sunt, unde sunt bun în societatea globalizată, cum rămân bun și cum pot deveni și mai bun. Școala asigură viitorul adulți o alfabetizare funcțională în toate domeniile necesare unei vieți autonome și împlinite în societate, care să contribuie la starea de bine individuală și a comunității. Viitorul adult este capabil să acceseze orice tip de informație și să o înțeleagă suficient pentru a o folosi ca resursă în performanța propriilor acțiuni sau în excelență. Școala oferă copiilor și tinerilor un set de repere valorice și culturale și de principii etice care să le asigure dezvoltarea unei identități complexe și bine definite din perspectivă națională, europeană și globală. Ceea ce vă doresc eu este să profitați de orice ocazie care vi se oferă, să încercați să vă implicați activ în viața comunității, să aveți inițiativă și să credeți în voi. Și voi încheia cu citatul din Confucius, natura ne aseamănă, educația ne deosebește. Sper din toată inima că acest proiect să fie o adevărată reușită și peste un an să vedem cu adevărat activitățile practice și activitățile strălucite create de voi, tinerii acestei comunități. Da? Sper din toată inima ca odată cu voi și comuna Orbeni să înflorească. Vă doresc mult succes și să dea Dumnezeu să vă reușească toate gândurile bune și tot ceea ce v-ați propus legate și de acest proiect și de planurile voastre de viitor. Doamne ajută! Vă mulțumesc! Dacă dintre cadrele didactice, dintre elevi, voi tineri, căruia proiectul vi s-a adresat cu siguranță, vreți să spuneți ceva, din curiozitate, de a afla altceva decât s-a spus aici. Părinte, încurajați dumneavoastră cu câteva vorbe, poate după care. E o bucurie, o provocare în același timp, o surpriză pe care îmi face domn primar astăzi. Nu mă așteptam să avem în Orbeni, pe lângă celelalte lucruri bune și frumoase, centru de tineret. Sună foarte bine, foarte frumos, sună pompos, cum zicem noi de multe ori, pentru că e un titlu mare pe care îmi doresc și ne dorim să îl practicăm, să îl punem așa cum se cuvine în lucru. Și o mai mare bucurie că o vedem pe, o văd lângă mine pe doamna, domnișoara Ana Maria, diriginta lui Ștefan al meu, până acum 2 ani, și ne cunoaștem de el acolo la Alexandrie. Și știm ce înseamnă implicarea în ceea ce e viața unui copil, unui tânăr. Încercăm să învățăm odată cu ei, să ne ridicăm odată cu ei și să-i ridicăm și pe ei. A fi tânăr e o provocare în sine.
Vedeți, noi aici ne bucurăm datorită doamnei Maria de cei mai mici. Îi vedem cât de ușor se mișcă pe scenă acum, dar acum vreo cât 2 ani, când am început noi, 2019, erau mai stângaci. Și noi eram mai stângaci, să știți, dar și noi creștem, încercăm să acumulăm în experiență. Și ne dorim ca din fiecare parte să venim cu câte ceva frumos pentru dânsi. Chiar dacă numărul copiilor este, din nefericire, în scădere, ne dorim cei care sunt să fie uniți, trup și suflet, și ori de câte ori găsim ocazia să ne întâlnim în Sfânta Biserică, lângă Sfânta Biserică, la școală, pe terenul de sport sau de fotbal sau de basket, cum am făcut și la școala de vară, pe deal, aici la Orbeni, unde sunt niște peisaje foarte frumoase, se pot găsi soluții, doar să vrem, atât puțin cât am mai rămas, să încercăm să îi creștem frumos pe copiii noștri, împreună cu toți cei care se implică, și uitați că sunt multe. Slavă Domnului, când vezi acolo că scrie Europa e în direct cu noi, cam așa aș traduce eu, să dea Dumnezeu să fie și așa, adică să luăm doar cei buni de la Europa, nu și ceea ce este rău. Din punct de vedere duhovnicește, știți care ne sunt încercările, și atunci încercările și ispitele să le lăsăm deoparte, să luăm ceea ce este bun, pentru că ei apreciază munca, sinceritatea, devotamentul atunci când le faci așa cum se cuvine. De aceea zic că fiind prezentă biserica astăzi în mijlocul dumneavoastră, începem cu dar de la Dumnezeu și ne rugăm ca toți cei care suntem implicați cu primăria, cu domnul primar, cu doamna Maria, cu dumneavoastră care încă nu ne cunoaștem mai bine, dar o să ne cunoaștem, să fie copiii în primul rând mulțumiți și ei să realizeze că ceea ce facem, facem pentru dânsii în primul rând și să aprecieze darurile care le primesc, materiale, să nu fie doar acele așteptate. Acum, vedeți și la biserică, dacă vine un copil și nu-i dai câte ceva, nu prea mai vine. Ori avem o bomboană în Sfântul Altar, ori un colocer, ori o prescură sau altceva, venim doar să primim. Haideți să ne învățăm copiii noștri, măcar prin acest centru de tineret, să și ofere, să jerfească câte ceva, că nu mai jerfim. Au multe daruri, nu lipsește nimic. Dacă era un astfel de centru în vremea mea, că îmbătrânim cu toții, știți că făceam foarte multe lucruri, îmi amintesc doar sportiv vorbind, câte întâlniri aveam și ce provocări frumoase și ce excursii și ce tabere, dar nu erau celelalte lucruri financiare, materiale, din belșug cum sunt astăzi. Astăzi avem din belșug de toate. Din nefericire, motivația poate ne lipsește un pic. Sper că acest centru să fie o motivație în plus pentru ei, în primul rând, și apoi și pentru noi. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Revin în sală cu rugămintea de a completa asta. Eu știu, așa cum am spus mai devreme, din curiozitate, dacă vin între dumneavoastră tineri, așa cum am mai spus, că lui acest proiect se adresează și cadrele didactice, vor să completeze spune pe ceva. Emoții? Doamna Maria, ne ajutăm dumneavoastră? Ce să vă ajut eu, că cred că doamna v-a arătat deja. Cu siguranță, avem ceva vreme cu colaborant și rezultatele se văd. Doar câteva cuvinte, nu vreau să nici de cum cu ce am făcut aici, spunea domnul. Spunea părintele că s-au întâmplat multe lucruri frumoase la Orbeni începând din anul 2019. Mai exact, 2018, de la 1 iunie, când am sărbătorit general. Da. Ceea ce s-a întâmplat la Orbeni nu este numai meritul meu, în primul rând este meritul domnului primar și al consilierilor locali, este meritul părinților, este meritul preoților, este meritul tuturor acelora care a venit în întâmpinarea ideii domnului primar de a alcătui acest grup Spic de Grâu de la Orbeni.
Fără osteneală nimic nu se poate face. Dar nu este datorie mai vrednică de a fi împlinită și nici osteneală mai de folos decât aceea de le-a împărtășit tinerilor din valorile noastre culturale. Și aici ne referim în primul rând la tradiții. Din păcate, în ultimul rând, copiii nu mai iau modele la televizor, nu mai văd, s-a răsturnat cumva scara de valori și copiii nu mai văd nimic bun, nu mai pot să aleagă, nu mai iau modele la televizor. Și atunci, noi cei care suntem mai vechi, așa, avem o oarecare experiență, eu fiind și interpretă de muzică populară, pe lângă faptul că sunt dascăl, cunoscând foarte bine tradițiile din zona Bacăului, am încercat să readucem în actualitate vechile tradiții, vechile costume populare. Unele dintre ele nu mai sunt, s-au deteriorat, patina timpului și-au spus cuvântul, însă noi am reușit să scuturăm de colbul uitării și să le readucem la viață pe cele existente, dar să și confecționăm altele după modelul vechi. Este foarte important pentru că piața este plină acum de tot felul de chiciuri. Ne invadează chiciul pe toate planurile, și pe plan muzical, și pe plan, și pe acest plan etnografic al costumului popular, cu modele ucrainene, cu modele turcești, cu modele chinezești, iar mămicile nu mai știu cum să-și îmbrace copilul. Au venit și la noi, am cumpărat costumul de la piață, doamnă, dar costumul respectiv nu reprezenta nici într-un chip zona noastră. Și uitați-vă dumneavoastră la aceste costume noi pe care domnul Vino și un băiețel, ia vino tu, Denis, aceste costume ca elemente, avem spicul de grâu, macul și floarea de cicoare, alb, roșu, galben și albastru, cerul și pâinea noastră de toate zilele, dacă vrem să spunem așa. Din spic se face pâinea. Dacă ați fost atenți la textul cântecului, spune acolo, da. Iar curatele bătrâne te frământă, te fac pâine, sfinții părinți în altar, te sfințesc cu mare har. Trupul și sângele lui, al Mântuitorului. Deci toate acestea trebuie îmbănunchiate, să spun așa, îngemânate și pentru acești copii care trebuie să ducă mai departe tradițiile noastre strămoșești. Cum am spus, nu eram pregătită să țin un speech, mi s-a părut că nu este deloc potrivit să fac eu, dar un popor fără educație și fără cultură, cum spunea Immanuel Kant, este ușor de manipulat, ceea ce și vedem că se întâmplă. Să evităm aceste lucruri. Și asta nu se poate face decât prin școală, prin biserică și aici, la centrul de tineret, unde îi invităm pe toți copiii, pe toți tinerii din comună, cum a spus Hristos, Părinte, lăsați copiii să vină la mine. Și noi îndemnăm, lăsați copiii, îndemnați-i să vină la centrul pentru tineret, la cultură, să îmbrățișeze cultura și tradiția orbenarilor. Cam atât, nu pot să vă spun mai mult, îmi iertați emoțiile, pe de altă parte și, cum să zic, n-am fost pregătită pentru un speech. Vă doresc un an școlar plin de realizări, dragi copii, dragi profesori, muncă ușoară, să vă dea Dumnezeu și inspirație pentru ceea ce urmează să se întâmple. Nu este deloc ușor în perioada care urmează, pentru că pandemia, din păcate, continuă. Suntem nevoiți să lucrăm când online, când fizic și asta ne strică rostul muncii noastre. Da, ce să vă zic, succes mult pe viitor și mulțumim pentru acest proiect minunat. Sper că se va repeta această frumoasă întâlnire, vor mai fi și altele. Astfel are loc inaugurarea, așa cum vi-ai precizat și Marmian. Urmând a ne crea un program, nu? Și atunci o să provocăm și cadre didactice și elevii și ateliere de lucru, funcții de dorința lor și vom trece efectiv la treabă. Adică faptele trebuie să se vadă. Vorbele sunt exact. Doar așa pentru și dacă la termenul anului viitor din nou de ziua educației să tragem linii și să vadă ce a ieșit. Peste un an de zile ar trebui să facem să facem bilanță la tot ceea ce ne-a propus noi. Copiii să ne spună, nu noi, copiii să ne spună dacă într-adevăr s-a întâmplat ceva. Pentru că nu va fi nici de cum la școală. Să faceți
ceea ce spunea dumneavoastră mai devreme, că trebuie să fim ambasadorii lucrurilor frumoase care se întâmplă în țara noastră, atât în presă, la televiziune, la radio, prin spectacole, ceea ce noi, prin participările noastre la festivaluri, unde am cules deja multe trofee, am făcut deja. Pentru că țara noastră, de fapt, este ca o mare familie și nu putem să scoatem ceea ce este urât în evidență, că negreșit în fiecare familie se mai întâmplă și lucruri nu tocmai frumoase. Noi nu trebuie să ieșim în față cu ceea ce este negativ, ci din potrivă cu tot ceea ce avem noi mai frumos. Da, da. Nu. Ca orice proiect, e, ca orice început, e un pic mai greu. Mai poate, eu știu, cu destul de încercări. Dar comparând cu ceea ce am început cu acest grup Spic de Grâu, la început a fost greu. Unii oameni sau cei cu care încercam să colaborăm erau un pic mai rezervați, mai reticenți. Copiii au avut curaj, noi nu mai spunem, și am ajuns unde am ajuns. Și sunt convins că acolo unde am fost, am dus atât numele comune, cu care cu siguranță ne mândrim, când auzim lucruri frumoase cu ceea ce se întâmplă la Orbe, și nu mai vorbesc de plăcerea copiilor, de tot, consider că au dat cei mai buni din ei când au urcat pe ori, prin toate șirele pe unde a fost. Și la Buzău, și la Iași, și la București, și pe plasă din Moldova, și ca mai departe. Și pot să vă spun așa cu sinceritate și cu oarecare satisfacție că n-am plecat de nicăieri cu mâna goală. Am pe lângă felicitările și toate mulțumirile care mi s-au adresat, trofee, diplome și așa mai departe. Cam toate trofeele și toate premiile. De-aia zic, și acest cercul de tineret pe care încercăm să, astăzi îl inaugurăm, în colaborare cu Universitatea Vasile Alexandru din Călina, încă o dată mulțumim pentru că am reușit totuși să facem, să fim noi partenerii dumneavoastră, pentru că noi ne dorim ca tot ceea ce se întâmplă frumos și încercăm să atragem prin toate sursele și resursele, pe toată lumea să mișcăm lucrurile și la Orbe și să arătăm că se poate. Și așa cred că, prin toate realizările pe care dumneavoastră le-ați observat și le-ați mai pomenit aici la Maroc și ați fost impresionat cu ceea ce s-a întâmplat la Orbe, tot înseamnă muncă, tot înseamnă perseverență și dorința de a face și vrem să arătăm că se poate. Dacă se vrea, se poate. La fel și cu acest proiect pe care mă angajez fer, atât eu și colegii mei, că ceea ce facem azi nu o să rămână la nivel de vorbă. Și o să demonstreze faptele pe viitor, iar la anul, dacă ne-a dat Dumnezeu să fim sănătoși și să ajungem aici, o să încercăm să facem bilanțul și sper că cei cărora li se adresează acest proiect să fie, eu știu, mulțumiți de ceea ce s-a întâmplat în perioada asta. Sperăm. Nu uit. Da, nu vreau să revin aici, dar vreau să vă spun că poate nu ați realizat încă, dar neoficial activitatea Centrului de Tineret de la Orbeni a început din 2018-19. Noastră ați făcut deja activități cu tinerii și i-ați adus împreună și sunt sigură că nu sunt doar din, chiar numai din Orbeni, probabil Orbeni sunt și Scurta. Exact, din ambele, da, din ambele localități. Și am mai înțeleg și pe la comuna Drăgușani, Baraba de Drăgușani. Și dacă ați dovedit deja că da, puteți să aduceți împreună atâția, da, și tineri, și părinți, și susținători care să vrea să meargă, tot un proiect în final a fost la început, înseamnă că noastră deja ați sădit aici exact ce e nevoie ca să apară și altele. Ce ne pricepem noi, ce am mai făcut, sunt lucruri care cu siguranță prind la tineri și aici voiam să le spun că singura temere pe care nu trebuie să o aveți e aceea că vă va scoate cineva la tablă. Este, da, o chestie care te paralizează așa de teamă că vei fi ascultat. Nu, aici vei fi auzit și ascultat, dar într-un alt sens, nu ca la lecții, ci nu cred că vi se întâmplă des să vă întrebe cineva ce vă place vouă să faceți, de fapt și de drept. Că la școală primiți ceea ce cred adulții că aveți nevoie. Ei bine, aici aveți șansa, dacă cereți, să primiți exact ceea ce vă place vouă și vă doriți. Și eu zic că nu-i puțin lucru. Pentru că pe noi, la vremea noastră, cum spunea părintele, nu prea ne-a întrebat nimeni, da, dacă vrem să facă cineva ceva pentru noi, dar am luat de bun tot ceea ce ne s-a întâmplat. Și faptul că, da, așa, în timpurile alea dinainte de Revoluție, mai vedeam un film la, da, la Căminul Cultural, se mai făcea o discotecă, se mai făcea
câte o competiție, cum spunea, da, câte un concurs, dar se făceau, era ceva, numai că pentru asta trebuia cineva să ia inițiativă și aici despre asta este vorba. Să fie printre noastră, din cei care să vrea să facem împreună, da, ceva astfel încât voi să vă găsiți și altceva de făcut decât navigatul pe net și explorat opțiunile și aplicațiile unui telefon, fie el cât de smart ar fi. E păcat, aveți potențial. Timp și potențial. Exact, potențial pe care îl puteți investi mult mai bine pentru viitorul vostru și pentru ceea ce urmează să faceți așa, într-o carieră. Și da, universitatea trebuie să vină spre noastră pentru că din fericire se mai întâmplă să se ajungă și la noi, dar nu întotdeauna. Tinerii, cel puțin din mediul rural, au dorința, voința și mai ales sprijinul, da, din familie sau din dofie, astfel încât să poată merge mai departe și să ajungă până la nivel de universitate. Și atunci să așteptăm noi că o să ne bată la poarta unui program, da, un tânăr s-ar putea să așteptăm mult și bine. Și atunci mai bine să le arătăm că, uite, se poate tinde și poți să ai aspirații mai mari și mai înalte și poți să vrei mai mult de la tine, da, și de la viața asta cu care trebuie să o trăim cât se poate de frumos. Deci nu va mai spune cineva că ești de la țară. Tocmai că, iată cum spun, veșnicia s-a născut la sat. Dascălii au datoria aceasta și mai ales cei dăruiți de Dumnezeu cu har să împartă talentul. Și unde poți să găsești terenul mai fertil pentru a rodi o sămânță decât în sufletul pur și curat de copil. Noi asta facem. Domnul primar, cu mine, împreună cu consilierii locali, cu toți cei care ne sunt alături, cu domnul viceprimar. Deci contează foarte mult să lucrăm în echipă, pentru că dacă unul trage hăi sau unul cealaltă, atunci nu putem să mergem înainte. Cum spune voi, orbenarilor, copiii orbenarilor sunt norocoși că au asemenea oameni care sunt, nu știu dacă neapărat interesați, Dar de ce nu să spunem așa că avem interesul ca localitatea Orbeni să ajungă cât mai departe, numele localității Orbeni să ajungă cât mai departe. Vreau să-i rog pe copii să se pregătească pentru momentul de final, urcați pe scenă, copii. Vreau să vă mai spun un lucru. Vreau să vă inaugurăm acest centru în Căminul Cultural de la Orbeni. Noi încercăm, așa cum am vorbit și cu doamna Nadia, să venim aproape de voi. Când vom face ateliere, vom face la scurtă, venim la școală la scurtă, la numărul 1, la numărul 3, după care. Asta e ideea în care vom găsi înțelegere și la conducerea școlii. Tot din dorința de a fi aproape de voi, nu? Doamne. Deci nu neapărat trebuie să veniți de la scurtă, la Orbeni, să facem acele mici ateliere de care pomeneam aici. Vom veni aproape de voi, la prima întâlnire vom stabili deja când și cum ne vom vedea și atunci vom stabili, așa cum spunea și doamna, să facem ceea ce de fapt vouă vă place, ce vreți să faceți. Altceva decât faceți zilnic la școală. E bine? E bine. Ce să vă mai zic? Ce să vă mai spun? Ce ați vrea să mai auziți sau ce ați vrea să auziți și noi de la voi? Până nu auzim și ultima și una dintre piesele interpretate de membrii grupului Spectru. Costurile populare pe care au fost prezentate au fost achiziționate, ca să vină așa ca o completare și informații în același timp, prin fonduri europene. Avem deja 16 costume complete, o perie mai exact pentru fete și băieți. Aici vedeți doar o parte, doar două fete și un băiat, echipate cu suman, cizme și celelalte piese care fac parte din costum. Trebuie să vă dăm exemplu pe bunica Denisei, care a început să coase, a cusut un costum foarte frumos, uitați, Denisa Vinovace, peștemanul, care este element al costumului popular din zona de pe Valea Siretului, această cămașă superbă și oalele și maiare încă a început să lucreze, iar iată că mamele au luat model și au început să coase ele singure, unicate, pentru că una este să vezi un costum la serie și altceva este să vezi atâta bogăție, atâta diversitate de modele și cromatica, după cum vedeți, este una foarte vie, caracteristică zonei de câmpie, zona Bacău, unde înseamnă că oamenii sunt veseli. Sunt veseli și costumul femeiesc este la fel de vesel.
Să vă spun un lucru, mamele copiilor începători care sunt și ele în sală, femeile coseau un secret, de aceea atâta bogăție și diversitate în costumul popular. Pentru că ele, atunci când voiau să-și, când ieșeau la Horea satului de Paști, în timpul postului, femeile coseau și coseau fără să știe nimeni. Deci să nu știe nimeni ce model are ea și de aceea atâta diversitate, atât de multe și de frumoase cămășile populare mai ales. Coseau și pentru soacră, și pentru ginere, și pentru bărbat, și pentru, mai ales pentru copii să le înfrumusețeze, când ieșeau la Horea satului. Și era o adevărată grădină, văd cum vedeți și dumneavoastră, aici picul de grâu în coronițele fetelor și la băieți la pălărie, de asemenea pe boale și pe mie. Da, se ascultă. Se ascultăm dacă cineva din sală nu mai are ceva de spus. Mai vrea cineva să spună ceva? Tinerii sau ne rezervăm pentru atelierile de lucru, da? E mai bine așa? Pentru deșteptarea, Florin Ștefănescu așteaptă niște fotografii, să facem niște fotografii de ansamblu, dacă se poate. Cine poate să-l facă? Dar mai aproape de celul, da? Hai să-i ascultăm pe copii.
Vă mulțumim. Rămâne să ne reauzim și să ne programăm acele întâlniri pe care vom avea aici, așa pe viere de sub. Vom încerca să venim aproape de voi, așa cum am promis, fie la scurta, fie la Orben, după caz. Sperăm ca ceea ce ne-am propus să facem să prindă viață, iar vorbele să se transforme în fapte. Și cum am spus mai devreme, ne-am angajat ca peste un an de zile, când o trage linie de ziua educației, să facem bilanțul și să fie cel pe care ne-l dorim noi. Vă doresc multă sănătate, mult succes la școală și să ne ferească Dumnezeu de CVR. Sănătate multă și mult succes! Și încă o dată, la mulți ani de ziua educației, să vă dea Dumnezeu sănătate și dumneavoastră.